Sinistrați, boli, recolte distruse, catastrofă ecologică. Acestea sunt pe scurt consecințele aruncării în aer pe 6 iunie a barajului ucrainean Nova Kahovka. Distrugerea acestuia a eliberat o cantitate uriașă de apă care a acoperit peste 30 de localități și a inundat mii de hectare de terenuri agricole. Autoritățile ucrainene au confirmat că 3 oameni și-au pierdut viața. Sinistrații nu au apă potabilă, iar pe zone întinse un pericol suplimentar îl reprezintă minele terestre luate de viitură. În timp ce Ucraina susține că acțiunea e încă o dovadă a terorismului rusesc, Moscova acuză țările NATO că sunt răspunzătoare pentru că ar fi dat undă verde Ucrainei să distrugă barajul. Președintele Zelenski a criticat organizațiile internaționale pentru lipsă de implicare. Mai mult, Ucraina a învinuit Rusia că a bombardat zonele în care se desfășurau operațiunile de salvare. Se cere pornirea unei anchete internaționale asupra cazului. Mai mulți oficiali occidentali și americani citați de presa americană par sigur că acest act de sabotaj a fost orchestrat de armata rusă. Cu copiii în brațe și cu ce au reușit să ia în grabă din case, mii de ucraineni au fugit din calea apelor. Echipele de salvare au acționat non-stop pentru a ajunge la oamenii aflați în zonele de risc. Oamenii au rămas fără apă, fără electricitate. În plus, există riscul izbucnirii unei epidemii. Ce ne dă și o stăm acolo? А потом как начала бежать вода с такой силой, что у соседа взял лодку. Благодаря этому мы выбрали. Ну потому что русские, наверное, подбили дамбу, не подумавши, как говорится. Они не человечные люди. Им, как говорится, нет прощения, понимаете? Никак, абсолютно. În total 30 de localități și peste 10.000 de hectare de terenuri cultivate au fost inundate, însă există temeri că acest bilanț este mult mai mare. Я не знаю, что делать. Ну как можно было это сделать? Ну как бы, ну ладно, война, вы воюете, вы солдаты, вы прорвать ГЭС. Ну это же это уже вообще, я не знаю, это варварство. Cine a distrus barajul este însă o întrebare fără răspuns cert. Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență, iar ambasadorii rus și ucrainean s-au acuzat reciproc. Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и по сути может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов. Russia has been controlling the dam and the entire Kakhovka HPP for more than a year. It is physically impossible to blow it up somehow from the outside by shelling. It was mined by the Russian occupiers and they blew it up. Joi, Volodymyr Zelensky a vizitat regiunea inundată Kherson. Але потрібні масштабні зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок. Вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародні організації немає в зоні цієї катастрофи, значить її взагалі немає. Значить вона недієздатна. Всі відповідні звернення України нашого уряду є. Mai mulți lideri europeni au acuzat Rusia pentru distrugerea barajului de la Nova Kahovka. Între instituțiile occidentale care au condamnat Rusia pentru provocarea dezastrului natural din Kherson se numără Consiliul European, Comisia Europeană și Alianța Nord-Atlantică. And it's obvious that this is happening in the context of the illegal Russian aggression within which Putin did not hesitate to employ hunger as a weapon. Energy as a weapon. He weaponized winter. He is playing a nuclear gamble with nuclear power plants in Ukraine. So this is again new escalation, new sign of escalation. Ist das etwas, das eine neue Dimension hat, aber zu dem der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt. E un dezastru ecologic și umanitar. Pe lângă viața și avutul oamenilor, sunt în pericol și fermele, ecosistemele și biodiversitatea din regiune. Daunele aduse mediului au fost provizoriu estimate la 50 de milioane de euro. Experții ONU spun că amploarea dezastrului se va vedea după retragerea apelor.